horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Este imposibil să apară dificultăți în viața voastră în această zi. Totuși, se pare că nu puteți să vă bucurați așa cum trebuie de acest fapt, mai ales dacă apar neînțelegeri generate de lipsă de comunicare între dumneavoastră și cei apropiați. Veți fi puși în situația de a înfrunta momente tensionate pe care însă le puteți evita ușor, remediind problema prin eficientizarea comunicării. Aveți nevoie de ceva mai mult divertisment în viața voastră, fiindcă rutina vă omoară și nu mai puteți face lucrurile mecanic ca un robot. Așa că mobilizați-vă în această direcție și găsiți modalități prin care să ieșiți din monotonie. Horoscopul zilei Taur. Se pare că o serie de lucruri au șansa de a se liniști, de a se așeza așa cum trebuie, fără prea mare efort din partea dumneavoastră. Este un lucru bun, mai ales dacă ați avut momente mai dificile în zilele anterioare. Viața profesională vă va aduce în fața multor provocări, iar cea mai mare provocare va fi să faceți alegerea corectă, de care dintre ele să vă ocupați, astfel încât socotilile să vă iasă cel mai bine. Faceți ceva care să vă lumineze viața sentimentală, care să vă ajute să vă consolidați relația cu cei apropiați. Un gest spontan, care știți că place, este oricând binevenit, mai ales dacă celui care este adresat adoră surprizele. Horoscopul zilei Gemeni. Dacă sunteți încă în căutarea perfecțiunii, ar trebui să știți că sunt șanse minime să găsiți ceva absolut perfect în lumea asta. Pentru toate există bune și rele, fața și reversul medaliei. Dacă ar fi să ne referim la domeniul sentimental, căutarea partenerului ideal s-ar putea să nu vă aducă decât o splendidă izolare. Dacă vă doriți partenerul de lucru perfect, s-ar putea să îndepliniți multă vreme, de acum încolo, sarcinile de serviciu de unul singur. Așa că lăsați-o mai moale cu perfecțiunea, căci hai să fim serioși, nici voi nu sunteți perfect. Găsiți pe cineva real, care să fie cât mai apropiat de ceea ce vă doriți. Acordați-vă și o anumită marjă în căutările voastre. Horoscopul zilei Rac. Vă veți descurca mult mai bine astăzi dacă veți lucra alături de un partener sau chiar mai mulți, ce nu pe cont propriu, singuri. Mai ales dacă aveți mai multe lucruri de finalizat, găsiți persoane de încredere și care știu ce fac, care să vă sprijine în ceea ce aveți de făcut. Circumstanțele sunt favorabile succesului. Aveți toate șansele să obțineți rezultatele satisfăcătoare dacă lucrați în echipă. Găsiți-vă timp să vă bucurați și de acel ceva care vă face mare plăcere. Bucurați-vă de viață, de prieteni, faceți planuri de viitor. Profitați de momentele frumoase pentru a merge înainte cu entuziasm, dar și pentru a vă reface psihic. Horoscopul zilei Leu. Azi s-ar putea să aveți parte de ceva câștiguri surprinzătoare. Nu este vorba neapărat de bani, deși nu e exclus să fie vorba și de o anumită sumă care să vă întregească veniturile. Se poate însă să câștigați o relație profitabilă, care să vă aducă beneficii pe viitor sau ceva abilități ori informații de mare ajutor în activitate. Puțină spontaneitate nu ar avea de ce să strice. Toată lumea vă reparează ca fiind personalități puțin mai rigide, așa că ar fi un bun moment să arătați tuturor că nu sunteți deloc așa. Bineînțeles, nu este vorba de a face ceva nesăbuit sau prostesc, ci doar o modalitate de a arăta că puteți fi și altfel și că puteți surprinde. S-ar putea să aveți o surpriză nesperată la public și să vă îmbogățiți rețeaua de socializare. Horoscopul zilei Fecioară. Deja este mult mai bine. Afișați o atitudine mult mai plăcută decât ieri, ceea ce va atrage admirație din partea celor din jur și mult mai multe câștiguri. Nimănui nu-i place să fie în preajma celor care își plâng de milă. Este greu de ghicit de unde vine șarmul vostru, dintr-un aspect impecabil, plin de bun gust sau din manierele deosebite. În orice caz, este un atu deloc neglijat, care vă poate aduce multe beneficii atât în plan personal cât și în plan profesional. Atenție la starea de sănătate, s-ar putea să răciți puțin sau să vă treziți cu ceva disconfort digestiv. Oricum, dacă vedeți că lucrurile se acutizează, nu ezitați să vă adresați medicului. Horoscopul zilei Balanță. Vă simțiți de parcă ați fi la capătul puterilor și aveți neapărată nevoie de repaus și de stindere. Întâlniți-vă cu cineva care vă poate ridica moralul, care vă poate încărca pozitiv și evitați total orice întâlnire cu persoanele care ar putea să vă influențeze negativ dispoziția. Pot să apară oportunități de promovare în carieră, dar va depinde mult de starea în care veți fi la acel moment, dacă veți profita sau nu de aceste ocazii.
De aceea e bine să nu stați să vă plângeți de milă, ci să acționați pentru a vă reveni din punct de vedere psihic, astfel încât să puteți face față cu succes provocărilor care se ridică în fața voastră. Horoscopul zilei, Scorpion. Dacă ați adunat prea mult stres ieri, căutați astăzi o modalitate de a vă destinde, de a vă reveni la starea de normalitate. Dacă dimineața vă este ocupată, măcar în a doua parte a zilei, faceți în așa fel încât să găsiți puțină liniște și relaxare undeva. Căutați o activitate care vă face plăcere sau pur și simplu stați în liniște și odihniți-vă. Aveți nevoie de forțe proaspete pentru că este puțin probabil să puteți continua în forma în care vă găsiți după ziua de ieri. Nu vă hazardați în niciun fel de întreprindere riscantă, pentru că șansele de a obține beneficii sunt minime. Ba chiar este posibil să înregistrați pierderi deloc de neglijat. Horoscopul zilei, Săgetător. Încercați să faceți tot felul de artificii pentru a vă demonstra competența sau alt fel de calități și pentru a atrage atenția asupra dumneavoastră, însă este posibil să nu fi ales cea mai bună variantă. Chiar dacă tânjiți după mai mult respect din partea celorlalți, mai multă recunoaștere, mai multă atenție, scopul nu scuză mijloacele. Dacă vă folosiți numai de grandomanie, s-ar putea ca totul să se întoarcă împotriva dumneavoastră. Dacă nu posedați într-adevăr calitățile cu care vă lăudați, atât mai bine stați în banca voastră, căci veți ieși într-o poziție mult mai câștigătoare. Horoscopul zilei, Capricorn. Bună dispoziție se va păstra pe tot parcursul zilei, pentru că veți avea parte de numeroase momente pozitive care vor contribui la menținerea acestei stări de spirit. Poate veți reuși să obțineți rezultate spectaculoase în unul dintre proiectele la care lucrați. Sau poate întâlniți acea persoană care ar putea să vă capteze atenția și admirația. Sau pentru cei aflați deja într-o relație, poate partenerul decide să vă facă o surpriză plăcută la care sperați de mai multă vreme. În această lumină pozitivă aveți șansa de a realiza multe lucruri importante și bune pentru viitorul vostru. Important este să fiți pe fază și să nu pierdeți momentul potrivit. Horoscopul zilei, Vărsător. Este o zi în care vă veți confrunta cu numeroase schimbări. S-ar putea ca planuri de mult stabilite să fie total date peste cap astăzi. Se poate ca o călătorie pe care ați planificat-o de mai multă vreme să se anuleze, ceea ce vă va enerva de-a dreptul, având în vedere că v-ați făcut iluzii. Sau poate vreun proiect de perspectivă la muncă își schimbă total coordonatele. Orice ar fi, pregătiți-vă pentru o zi plină de surprize, încercați să vă mențineți în formă bună relațiile, mai ales dacă sunt unele valoroase. În condițiile în care unele lucruri se schimbă aproape radical, este nevoie să aveți niște ancore pe care să vă puteți baza. Horoscopul zilei, Pești. Sunteți predispuși a avea parte de multe lucruri neașteptate, multe dintre ele destul de deranjate, pe care cu greu le veți putea accepta. Dacă veți merge la cumpărături, sunt șanse maxime să achiziționați tot felul de lucruri care nu vă sunt necesare, deci veți cheltui mai mult decât v-ați propus, ceea ce nu este deloc înțelept. Pe de altă parte, în plan sentimental, trebuie să găsiți putere să oferiți confort fizic și mental unei persoane apropiate care are nevoie de asta. Chiar dacă s-ar putea ca nici voi să nu fiți în cea mai bună formă, veți fi puși în postura de a nu putea refuza ajutorul solicitat. Mâncați sănătos și la ore normale, pentru a nu fi predispuși la îngrășare. Horoscopul zilei de azi,